Auzi, bosule, dar nu facem și noi o treabă acum de 1 mai? Ba da, mă, lucrez eu, câtă treabă avem. Nu mă, adică ne luăm liber de 1 mai muncitoresc. Păi cum adică, tocmai de ziua muncii tu iei pauză, dar ce înseamnă asta, de ziua mâncării tu stai flământ? Bos, așa se face, mergem până la mare, mai vedem ce face lumea, cum se mai distrează, nu? Tocmai până la mare, dar mai bine mergem aici, pe gârlă, că e mai aproape și doar tot apă este, nu? Dar de ce nu te-ai combinat cu Luci ca cu batic pe cap de la 20 de ani? Că tu femeie îi, hă? Și pe aia puteai să o duci la gârlă, hă? Să știi, oricum mi-e merge la gârlă să speli, nu trebuia să mai duc eu. Ai mă, baby, du-mă și pe mine până la mare, te rog eu frumos. Hai că unde mai mâncăm și noi un mic, că muștarul mi-l sar tu. Și dacă ești cu minte, uite, promit că te las te uiți la mine în costum de baie. Fără să-ți cer bani. Hă? Ce? Nu contează. Ai, bosule, că am nevoie de nisip, de mare, de soare. Dar de ce vrei tu așa de mult la mare? Ai, mă, boss, du-mă, mă, acolo la mare să simt tehnul, să simt manele, să simt bubuială. Nu să stau în curte și să mă uit la păsărici. Bine, mai mult te uiți tu la păsărică. Dar bubuiala mea și nu e aici când e să trecă tractorul lui Marcel. Și trebuie în altă parte. Bosule, nu bubuială din aia. Plus că nu sunt eu când nu cade pe boxă. Știi ca reclama aia cu sneakers. Numai că nu e pe foame, e pe căzătură. Și box avem. Numai că la noi nu se cheamă box, se cheamă beș. Nu că nu că ești tu prost, că nu, nu mă înțeleg cu tine. Bosule, cu distracție, cu bubuială, cu distracție, cu substanțe. Ei, dragi, ce substanțe lucrezi? Auzi, fii atent. Am auzit că dacă mergem în vamă, găsești acolo substanțe, boabe, iarbă, de aia care te face să fii fericit. Iarbă să mă fac pe mine fericit. Pe mine iarbă mă faci fericit dacă nu este. Dacă nu am deloc pe bucată și nu trebuie să prășesc. Fii atent, dacă mergem, îți garantez că o să fii fericit mai ceva ca la prășit. Ce zici, ha? Mergem? Bine, Lucrețiu, hai să mergem. Yeah! Hai la vamă! Hai mă, bosule, mă, unde m-ai dus aici? Plaja e goală, nu vezi, nu e nimeni aici. Păi eu venit la bubuială, eu venit la bubuială, n-am venit la sesiune de yoga. Bă, cât e prost ești tu, Lucreția, că chiar e frumos până la urmă aici. O leacă, am fric, dar e frumos, uite nisipul ăsta. Dar oare chiar nisipul de unde-i? Are cineva balastieră pe aici, prin zonă? Da, are balastieră ca să-ți facă ție statuie, că m-ai adus aici, statuia prostiei. Adi, băi, uite, și apa e frumoasă, nu mai fi morocănoasă, că e frumoasă, uite, și apa acolo e faină. Apă? Nu vezi că e înghețată? Nu vezi ce vântoasă e? Și mai ales că tu ai văzut ce bâhleală e acolo, numai să-l soldății. Zici că suntem pe câmpul de luptă, hai, lasă-mă. Adevărul că un caporal aș fi lăsat și eu o leac. Da, tu leși caporal, tu leși toată armata direct. Bă, dar eu nu-ți înțeleg, eu nici nu apreciez o leacă faptul că am făcut efortul ăsta să aduc aici, eu chiar m-am chinuit. Da, mă, bosule, dar nu așa, eu ți-am zis că vreau vamă. Păi și aici nu-i vamă? Unde-i vamă, că nu-i vamă? Păi fii atentă, apa, după apa și e altă țară, deci asta înseamnă că aici e vamă și acolo granița. Bă, cum să-ți explic, acolo e super șmecher, e mare distracție, bubuială, lume multă, muzică. Bagă și substanțe, boabe. Păi muzica avem, măi, Lucrețiu, că am adus eu castofonul cu muzică populară. Ce, acolo e distracție mare. Aduc ăștia substanțe, boabe. O, dar mă tot frici la cap cu boabele tale și cu substanțele tale. Crezi că nu am boabe? Am adus și eu boabe. Ce? Boabe, avem boabe. Avem noi boabe? Am adus boabe, da. Ai adus tu boabe? Da, dar și crezi că numai alții iau, am și eu. Hai să vedem boabele astea. N-am mai adus coșanul cât de ăsta am eu. Și dacă vrei substanță, am adus șerbișit.